Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Sticker, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Adolescența este perioada în care te formezi și înveți cel mai mult, fie la școală, de la părinți sau de pe net. Dar sunt anumite lucruri pe care nimeni nu o să ți le arate, fie pentru că sunt subiecte jenante, greu de explicat sau se consideră că le știi deja. E bine, astăzi vom vorbi despre 4 astfel de lucruri, de altfel foarte importante pe care mie nu mi le-a explicat nimeni, deși mi-ar fi fost de mare folos. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care nu ți l-a arătat nimeni este cum să pui un prezervativ. Există două motive pentru care trebuie să porți prezervativ atunci când ai contact sexual. 1. Îți crești șansele de a evita o sarcină nedorită și 2. Îți cresc șansele de a evita o boală cu transmitere sexuală. Nu vreau să vorbesc mai mult despre importanța prezervativului și ce tip de boli cu transmitere sexuală sunt. Poți găsi aceste informații foarte ușor pe internet. Ce vreau să-ți arăt însă este cum să pui un prezervativ, pentru că eu n-am știut prima dată. Și am să fac asta în premieră pe o banană. Să zicem că ăsta e penisul tău, da? Nu, sună greșit. E penisul meu, ok? Metoda greșită este să-l pui pur și simplu pe vârf și să tragi în jos. Dacă faci asta, te va durea și îți vei pierde erecția. În schimb, ce trebuie să faci este să introduci degetele mijlocii în prezervativ și să ții vârful ca să nu rămână aer în el. Am să încerc să exemplific mișcarea completă chiar acum. Sper să-mi iasă. Aș avea nevoie de o a treia mână, dar cred că mă descurc. Mă rog, am pus prezervativul pe vârf și acum tragem în jos. Ce ar trebui să arate cam așa, ține minte, prezervativul trebuie să ajungă până la baza penisului. Nu credeam că o să fac asta vreodată pe o banană, dar așa cum am spus înainte, nu există educație sexuală în școli. Părinții nu o să vorbească chestii de genul ăsta cu tine, din cauza că sunt jenante, dar cred că este de datoria mea ca frate al vostru virtual să vă arăt și chestii mai puțin comode. Și cred eu că la un moment dat o să vă prindă bine ce v-am arătat acum. Al doilea lucru pe care nu ți l-a spus nimeni este să economisești și cum să faci asta. E foarte important ca adolescent să ai banii tăi de buzunar ca să-ți cumperi lucrurile pe care ți le dorești atunci când părinții nu-ți vor da bani. Și crede-mă că nu sunt rare cazurile când se va întâmpla asta. În primul rând, ca să economisești, trebuie să identifici de unde vin sursele tale de venit. Prima este probabil de la părinți. Dar dacă asta e singura, trebuie să găsești mai multe. Poți să vinzi ceva. Uită-te prin casă și vezi dacă ai niște lucruri vechi pe care nu le mai folosești ce pot fi vândute, de exemplu, pe OLX. O altă variantă este să vinzi un produs sau un serviciu făcut de tine. De exemplu, dacă ești bun la pictură, poți să faci portrete colegilor la școală și să le vinzi pe o sumă stabilită de voi. Și uite așa, din neant au apărut 3 surse diferite de venit din care poți să economisești o mică parte în fiecare lună sau în fiecare săptămână. Să zicem că pe lună, în medie, din toate sursele tale de venit, faci 500 de lei. Ei bine, economisește măcar 20% din suma asta, adică 100 de lei, și o să vezi că peste un an o să ai 1200 de lei banii tăi, bani strânși de tine, cu care poți să faci tot ce vrei. Și pe măsură ce veniturile tale cresc, și suma economisită va crește. Iar pentru un adolescent de 14-15 ani, acești bani economisiți pot fi foarte importanți pentru că îi poți investi mai departe în lucruri care contează cu adevărat pentru tine. Al treilea lucru pe care nu ți-l arată nimeni este cum să vorbești cu o fată, cum să obții o relație, cum să te comporți în jurul unei fete. Tatăl meu și nimeni de altfel nu m-a învățat niciodată aceste lucruri. A trebuit să le descoperi singur. Dar tu nu trebuie să faci asta. Poți să mă folosești pe mine, pentru că eu prin aceste videoclipuri încerc să îmi spun experiența, să spun ce a funcționat pentru mine, ca tu să nu repeți aceleași greșeli. Am făcut o grămadă de videoclipuri pe tema relațiilor și a fetelor și dacă ți-au fost de ajutor, nu uita să lași un like la acest video. Aș aprecia foarte mult. Și în final, al patrulea lucru pe care nu ți l-a spus nimeni este cum să-ți găsești scopul în viață. Și mă tem că nu prea există un răspuns concret aici. Dar pot să spun cum l-am găsit eu. Ei bine, citind. Am citit cartea asta undeva prin clasa a 7-a și a fost una dintre cele mai bune alegeri ale mele, faptul că am ales să o citesc, pentru că m-a ajutat să înțeleg care este scopul meu în viață. Și anume, să ajut oameni. Asta mă face pe mine cel mai fericit și ăsta e și unul dintre motivele pentru care am creat acest canal. Cred că nimeni nu poate să aleagă țelul tău. Trebuie să-l găsești cu puțin noroc și cu puțină inspirație. Și cred că inspirația asta o poți găsi mai ales din cărți, citind. De aceea am și tapetul ăsta în spate, de aceea am și raftul cu cărți, în speranța că poate poți să te încurajezi să citești. Pentru că eu chiar cred că există
există cărți care îți pot schimba viața și dacă n-ai aflat încă răspunsul la întrebarea care este scopul tău pe acest pământ, îl poți afla într-o carte. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu, pa, pa!